Hello lume și bine ați venit pe noul meu canal de YouTube. Ăsta este primul meu vlog și o să vă arăt machiajul meu preferat și o să încerc să-l fac cât de bine pot eu. Săptămâna trecută mi-am cumpărat o paletă și este vorba despre Anastasia Beverly Hills, volumul 3 din colecția Norvina. Cu ocazia venirii acestei palete, am zis, Roxy, gata, nu te mai fofilezi, începi, nu mai tragi de timp, pentru că odată și odată tot trebuie să te apuci de vlog, așa că iată-mă aici în fața voastră. Eu zic să nu mai vorbim atâta, o să-mi prind părul și o să trecem la treabă. Gata, mi-am prins părul, acum sunt pregătită. Țin să menționez că eu mi-am hidratat deja fața, lucru care este foarte important înainte de orice machiaj, și voi aplica doar o bază, baza de la Millie Bobby Brown, cea care are consistență de cremă, și o pun pe față, apoi o întind și o masez până intră în piele. Ce urmează să fac este să-mi fac sprâncenele. Eu, având sprâncene subțiri, îmi place foarte mult să creez acel efect de sprâncene mari, stufoase, dese, sprâncene instagramabile, și folosesc acel săpun de sprâncene de la Ama Beauty, cel care se activează cu spray de fixare. Că tot ziceam de spray de fixare, trebuie să-l aduc aici pentru că este în sertar, și le periez în sus. După ce am pereat sprâncenele în sus, pentru a le fixa, voi trece cu capătul unei pensule peste ele. Voi lăsa umplerea sprâncenelor la final și la fel și contouring-ul și voi trece la fondul de ten. Următorul lucru pe care îl voi face este să combin două fonduri de ten pentru a ajunge la nuanța mea potrivită. Apoi îl aplic cu degetul și după aceea voi veni cu burețelul ca să îl întind și să îl estompez. Urmează să folosesc concealerul de la Pace, pe care îl voi aplica cu o pensulă plată. Apoi, vin ca și în cazul fondului de ten, voi veni cu burețelul ca să îl estompez. Acum, pentru a seta toate produsele pe care le-am pus pe față, voi folosi o pudră de la Pace, este o pudră pulbere, și o voi pune pe toată suprafața feței. Am setat fața, acum voi trece la ochi. După cum am zis, conturul îl las la final împreună cu umplerea sprâncenelor. La ochi aplic concealer ca și bază pentru fardurile pe care le voi folosi. Trec repede la machiajul ochilor și îmi va trebui o pensulă de blending. Toate pensulele mele sunt de la Kajol Beauty. Voi lua un maro deschis, B5, și îl voi aplica în pliu. Toate nuanțele pe care le voi pune pe ochi
le voi trage înspre exterior pentru a crea acea alungire a ochiului. Voi lua această nuanță de maro un pic mai deschis, C3, și îl voi pune în colțul exterior al ochiului. Voi lua acum o pensulă curată și voi pune nuanța C4. Este un maro care trage spre mov. O voi pune în colțul exterior la baza genelor. După ce am aplicat toate nuanțele pe ochi, voi lua acum o pensulă de blending curată pentru a le estompa și a le îmbina frumos pe toate. După ce am făcut tot ce era de făcut, voi lua produsul rămas de pe pensula de concealer și îl voi aplica în centru. Fac asta pentru a crea o bază pigmentului ce va urma după. Și îl voi blendui cu degetul. Acum vine partea cea mai interesantă. Voi lua D2 sclipici auriu și îl voi pune cu degetul pe pleoapa superioară. Nici o pensulă nu se compară cu degetul la glitere compresate. Acum, ce vreau să fac este să îmi iluminez ochiul. Pentru asta voi folosi iluminatorul de la Revolution Pro, cea mai deschisă nuanță, pentru a o pune în colțul intern. Bun, cam atât machiajul ochilor. Trebuie doar să mai adaug o codiță de tuș. Asta însă o voi face în spatele camerei, la fel și ochiul stâng, pentru că momentan nu mă prea pricep să fac codița de tuș la distanță, așa că ne vedem după ce e gata machiajul ochilor. Gata și ochiul stâng, gata și codița de tuș. Uitasem eu să vă arăt machiajul pleoapei inferioare, așa că am lăsat-o special nemachiată pentru a vă arăta vouă cum o fac. Iau o pensulă mai micuță și voi pune B5, nuanța pe care am pus-o pe pleoapa superioară. Atât machiajul pleoapei inferioare, acum ce mai am de făcut este să pun rimel. Voi reveni cu rimelul pus. Next, sprâncene. Voi folosi pomada de la Ama Beauty în nuanța Almond Candy. Și voi crea fire în locurile unde am nevoie să le creez. Cam asta este rezultatul sprâncenelor. Mi-a mai rămas doar contouringul. Așa că, să-i dăm drumul. Voi folosi bronzerul de la Douglas și voi lua o pensulă de bronzer. Acum o pensulă de blush și voi folosi blushul de la Revolution. Iluminatorul pe care îl voi folosi este acela pe care l-am aplicat și în colțul intern al ochiului. Buze! Voi lua creionul de la NYX, iar apoi peste creion voi adăuga gloss de la Catrice. Cam atât!
uităm de spray-ul de fixare de la Revolution. Gata, dragii mei, ăsta este machiajul meu preferat. Mie îmi place foarte mult, sper că vă place și vouă. Să știți că chiar îmi place foarte mult ce fac. Să machiez este hobby-ul meu și încerc să vă dau și vouă din plăcerea mea. Eu v-aș ruga foarte, foarte frumos să dați acolo jos un subscribe, un like, un com, să șiriți la toate persoanele pe care le cunoașteți, în așa fel încât să ne ridicăm și să creștem canalul ăsta frumos împreună și noi ne revedem în alt videoclip. Vă pup! Pa! Mua!